Salutare! Cu ocazia campaniei editurii Herald Dăruiește inspirație printr-o carte, dăruiește cărți care te inspiră, astăzi am ales să vorbesc despre o carte care pe mine m-a inspirat. Este vorba despre Introducere în alchimia interioară daoistă și face parte din colecția Calea Chineză. Este probabil cea mai complexă și profundă carte și poate și cea mai dificil de parcurs din colecția Calea Chineză, dar este poate una din cele mai deosebite cărți pe care le-am citit pe această temă. Autoarea, Isabelle Robinet, este un celebru sinolog de origine franceză care a studiat foarte mulți ani daoismul, a practicat și a și predat. Cartea are la bază o traducere comentată a versetelor Trezirii la realitate, denumită Ujen Tian. Este un text fundamental daoist și comentariile pe marginea lui sunt absolut revelatoare. De altfel, sunt trei mari etape prin care trecem atunci când vrem să percepem și să înțelegem un text religios. Prima etapă este cea în care suntem tentați să luăm lucrurile foarte ad literam, ceea ce bineînțeles că este o greșeală. Apoi, pe măsură ce studiem, ne dăm seama că, de fapt, fiecare cuvânt dintr-un astfel de text are la bază un alt înțeles, ascunde elemente foarte subtile. Cea de-a treia etapă este și ultima, este cea în care reușim în final să percepem cu adevărat textul, ceea ce presupune o transcedere a aspectului pur rațional dualist. Și atunci, practic, intrăm direct, așa cum spun daoiștii, cu spiritul în înțelegerea textului. Cartea tratează numeroase concepte taoiste și prezintă o trecere gradată de la elementele grosiere la cele subtile. Așadar, avem această trecere de la conceptul de Jing, unde avem practic puterea vitală, dar și aspectele ce țin de potențialitate. Din acesta se trece către conceptul de chi, despre care probabil multă lume a auzit, care presupune suflul, energia. Iar de la chi se trece către shen, sau spiritul. Ca mai apoi de la shen să se tragă către dao, sau marele vid. Alte elemente foarte interesante sunt, de exemplu, cele trei planuri despre care se discută. Primul este Taiji, dualitatea cerului și a pământului, iar apoi avem un alt plan, planul lui Dao, unde avem dualitatea Yin-Yang. Și se mai poate vorbi și despre planul I Ching, reprezentat de celebrele perechi Qian și Kun, pe care le-am mai discutat și în alte lucrări din colecția Calea Chineză. Sunt Vlad Nicodim, psiholog, și vă doresc lectură plăcută!